numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Gândurile mele sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Strigați către mine și eu vă voi asculta și vă voi întoarce din robie de pretutindeni. Suntem prezenți în această seară în catedrala noastră pentru a lua parte la celebrarea Sfintelor Taine. În cadrul acestei ceremonii, un număr de aproximativ 40 de studenți de aici, din cetatea noastră, vor depune adeziunea în Asociația Studenților Catolici, prin care vor să arate că sunt aproape de biserică, doresc să-L pună pe Dumnezeu la temelia studiilor pe care le au aici și la proiectul de viață pe mai departe. Ne recunoaștem păcatele, slăbiciunile, momentele noastre în care am ezitat să fim alături de Dumnezeu pentru a celebra cum se cuvine Sfânta Liturghie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo.
Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine, putem afla fericirea deplină și nepieritoare prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Va răsări pentru voi soarele dreptății. Citire din cartea profetului Malahia. Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și toți cei care săvârșesc nelegiuire vor fi ca pleava. Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaot, încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, cei care vă temeți de numele meu, va străluci soarele dreptății, iar vindecarea va veni pe aripile sale. Cuvântul Domnului. Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. Cântați Domnului imnuri cu harpa, cu harpa și încântări de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului, Regele nostru. Săvuiască marea și tot ce cuprinde ea, lumea și tot cei ce locuiesc în ea, toate răurile să bată din palme și munții să tresalte de bucurie împreună în fața Domnului care vine să judece pământul. Va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, voi înși vă știți cum trebuie să ne imitați. Noi n-am umblat în neorânduială între voi, nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă și osteneală, noaptea și ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. Nu că n-am fi avut autoritatea, ci ca să vă dăm în noi înșine un exemplu pentru a fi imitați. Căci și când eram la voi, v-am poruncit acestea. Dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot. Unora ca aceștia le poruncim să-i sfătuim în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea proprie, muncind în liniște. Cuvântul Domnului. Hallelujah, 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 hallelujah.
Întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, unora care vorbeau despre templu, că este ornat cu pietre frumoase și daruri votive, Iisus le-a spus: cât despre lucrurile acestea pe care le vedeți, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Ei l-au întrebat: Învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele au să se întâmple? El le-a zis: vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu spunând: eu sunt, și timpul este aproape, nu mergeți după ei. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul. Apoi le spunea: se va ridica un neam împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cutremure mari și în diferite locuri foamete și epidemii. Vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta. Vă vor purta prin sinagogi și închisori. Vă vor duce în fața regilor și a guvernanților din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneți la inima voastră să nu vă pregătiți dinainte cum vă veți apăra, căci eu vă voi da grai și înțelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voștri nu le vor putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele. Cuvântul Domnului. Viața pe care o trăiți pe acest pământ trebuie să producă roade în cer. Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi credincioși, iubiți tineri, în anul 1993, fotograful Kevin Carter realiza o fotografie ce avea să facă în conjurul lumii și să stârnească foarte multe comentarii. Acesta se afla pe un câmp din Sudan și în timp ce se plimba, a observat o fetiță care abia reușea să pășească. Rămânând fără energie, fetița a căzut cu capul în nisip și muri. A fost o moarte tristă, dar care a avut parte de un martor special. La o distanță de un metru se afla un vultur care a așteptat ultima respirație a fetiței. Care este fotografia vieții voastre, dragi credincioși și iubiți tineri? Aveți ce vedea în ea? Vă place ce vedeți? Sau vă este rușine pentru anumite părți din această fotografie? Și de ce este important
să cunoașteți fotografia vieții voastre. Pentru că vine ziua Domnului și așa cum ne-a spus și profetul Malahia în prima lectură, nu aș vrea ca această fotografie a vieții voastre să ardă pentru păcatele care le-ați comis pe acest pământ. Ci această fotografie să fie o mărturie de credință pentru cei care vor trăi în secolul 22. Ba mai mult, mi-ar place ca această viață pe care voi o trăiți acum pe acest pământ, în secolul 21, să producă roade în cer, căci cu ajutorul statorniciei voastre vă veți mântui sufletele. Chiar dacă vor veni războaie, diferite epidemii, catastrofe naturale, chiar dacă veți fi persecutați, și mai grav, veți fi trădați de părinți, de frați, de prieteni, dacă veți rămâne statornici, vă veți mântui sufletele. Despre o viață trăită pe acest pământ în secolul 21 și care să producă roade în cer, este vorba și pentru un tânăr care se decide să facă parte dintr-o asociație. Iar în această seară, așa cum am auzit la începutul Sfintei Liturghii, un grup de tineri, în număr de 40, vor renui adeziunea lor în cadrul Asociației Studenților Catolici din Iași, sau mai pe scurt, ASCI. Și pentru voi, dragi tineri, care renuiți adeziunea, dar și pentru oricare tânăr care acum se află în această catedrală și credincios, vreau să vă încredințez trei încurajări pentru ca, într-adevăr, viața voastră să producă roade în cer. Cele trei încurajări sunt: dezbrăcați-vă, îmbrăcați-vă cu haine de la FD și pasiune. Și haideți să luăm pe rând cele trei încurajări. Prima încurajare: dezbrăcați-vă. Dragi credincioși, iubiți tineri, vă rog, dezbrăcați-vă, dar nu de haine, ci de păcate. Mai ales de păcatele care distrug relațiile dintre voi. Și care sunt aceste păcate? Egoismul, gelozia, invidia, violența verbală și fizică, exploatarea trupului la nesfârșit, divorțul și traumele sexuale. Știu că pentru voi astăzi păcatul nu reprezintă o problemă, însă voi trăiți din plin consecințele păcatului. Sunteți experți în a trăi în consecințele păcatului, dar nu vă dați seama că păcatul este cauza lor. Și de ce spun că sunteți experți în a trăi în consecințele păcatului? Pentru că fiecare dintre voi, într-o măsură mai mare sau mai mică, a experimentat pe propria piele egoismul din propria familie. Are pe suflet urme ale violenței fizice și verbale. Are o inimă cicatrizată poate de o aventură nedorită sau de un anumit comportament necreștinesc într-o anumită perioadă a vieții. Are o inimă zdrobită datorită unei false iubiri și a relațiilor false de prietenie, care astăzi se hrănește dintr-o singurătate incurabilă. Ați experimentat toate aceste lucruri, le cunoașteți și totuși nu aveți parcă capacitatea să spuneți că într-adevăr păcatul este cauza lor. Dragi tineri, undeva în interiorul nostru se află un animal. Și poate că v-ați confruntat deseori în viața voastră cu acest animal. Aș vrea să-i ajut pe oameni. Aș vrea să-l ajut pe colegul meu, pe colega mea să fie mai bună. Să-l aduc la biserică. Să fiu capabil să mărturisesc o viață creștină și locul în care mă aflu acolo de distracție. Aș vrea să fiu bun. Și totuși, de ce am anumite acțiuni rele? De ce decid rău într-un anumit moment al vieții mele? Ei bine, cu mai bine de 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos
a avut curajul să dea un nume acestui animal. Și el a spus așa în Ioan, capitolul 8, versetul 34. Adevăr, adevăr vă spun, că cine comite păcatul este sclavul păcatului. Așadar, numele acestui animal este păcatul. Și fiecare dintre noi trebuie să recunoască care e această parte întunecată, care uneori îl face să ia o decizie rea, să se comporte într-un anumit moment al vieții mai rău. Însă am și o veste bună, ca să nu rămânem la această situație negativă. Iisus Hristos, nu doar faptul că a dat un nume acestui animal care se află în interiorul nostru, dar El l-a și îmblânzit. Și găsim continuarea în versetul 36. Și El ne spune așa al Evanghelistului Ioan: dacă Fiul omului vă va elibera, cu adevărat veți fi liberi. Și când a făcut Iisus acest lucru? Când ne-a eliberat? În ziua când a decis să-și dea viața din iubire pentru păcatele noastre, în acel moment s-a îndreptat spre animal și a spus: ia-mă pe mine, ca să nu fii nevoit să iei pe aceștia. Dacă astăzi Iisus ne-a eliberat și și-a dat viața pentru păcatele noastre, noi de ce continuăm ca zi de zi să îmbrăcăm această haină a păcatului? Dragi tineri care depuneți adeziunea la ASCII, adeziunea voastră nu are nicio valoare dacă nu vă decideți sau dacă nu vă treziți zi de zi cu dorința de a vă dezbrăca de aceste păcate care distrug relațiile dintre voi. Dragi tineri care acum vă aflați în această catedrală și dragi credincioși, nu fiți statici, nu fiți de acord cu ceea ce spune societatea despre voi, ci fiți conștienți că Iisus și-a dat viața din iubire față de voi, nu pentru ceea ce spune societatea despre voi, ci pentru ceea ce sunteți voi ca persoană, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așadar, acolo unde trăiți, acolo unde învățați, acolo unde munciți, acolo unde vă distrați, aveți curajul să vă dezbrăcați de păcatele care distrug relațiile dintre voi. A doua încurajare: îmbrăcați-vă cu haine de la FD. Oare ce reprezintă aceste haine de la FD? Să știți că nu este vorba despre un nou lanț de îmbrăcăminte care a apărut pe piața din România în cadrul magazinelor Bershka, New Yorker, Zara și alte magazine pe care voi cu siguranță le cunoașteți mai bine. Această îmbrăcăminte de la FD provine tocmai din gestul de iubire a lui Iisus față de păcatele noastre. Și această îmbrăcăminte de la FD nu ține cont de trupul pe care îl avem. Nu ține cont nici măcar de culoarea ochilor sau părului. Nu trebuie să probăm această îmbrăcăminte, pentru că se potrivește tuturor, și băieților, și fetelor. Această îmbrăcăminte de la FD înseamnă, de fapt, faceți diferența. Astăzi, biserica și societatea românească are nevoie de tineri capabili să facă diferența. Acolo unde voi vă aflați, fie că studiați, fie că vă aflați într-o sală de lectură, sau pe stradă, sau într-un loc de muncă, sau într-un campus, ori într-un cămin, trebuie să fiți capabili să faceți diferența. Și veți fi capabili să faceți diferența atunci când veți fi tot timpul conștienți de ceea ce a făcut Iisus pentru voi. Și a dat viața din iubire pentru păcatele voastre, ca voi să fiți eliberați de animalul interior și să vă decideți să vă îmbrăcați cu haine de la FD. Să faceți diferența. Și să faceți această diferență în prezent și nu în viitor. Dragi tineri, pentru voi această îmbrăcăminte de la FD ar trebui să reprezinte uniforma zilnică pe care să o îmbrăcați nu din obligație, sau datorită faptului că ați depus o adeziune la o asociație, ci din faptul că iubiți ceea ce sunteți. Faptul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Aveți curajul
să faceți diferența. Și a treia încurajare, pasiune. Cu siguranță că mulți dintre voi aveți pasiuni. Vă place să cântați, să dansați, să ieșiți la plimbare, să mergeți cu prietenii, să ascultați pe cineva. Aveți pasiuni, dar aveți și pasiune pentru Iisus? Și de ce este important să aveți și pasiune pentru Iisus astăzi în secolul 21? De ce este important? Pentru că, într-adevăr, viața voastră să producă roade în cer. Un tânăr pasionat de Iisus va fi tot timpul un cristofor, adică un purtător de Iisus care nu se va rușina niciodată de prezența Lui în niciun loc în care se va afla. Și în același timp, acel tânăr nu-L va face niciodată pe Iisus de rușine. Un tânăr pasionat de Iisus nu va fi niciodată un simplu manechin pe care societatea să așeze de fiecare dată aceeași haină. Tinerii, egal distracție, consum și superficialitate și nimic mai mult. Ci va fi un simplu reper, un reper pentru că, într-adevăr, el este capabil să facă diferența. Un tânăr pasionat de Iisus niciodată nu se va asemăna cu o farfurie de unică folosință. Sunt ieftin. Nu am nicio valoare. Ce contează că ce fac cu corpul meu, cu ceea ce gândesc, cu ceea ce spun, cu cine umblu, unde umblu? Nu am nicio valoare. Aș vrea să mă simt atât de bine, măcar pentru câteva clipe. Dar ce se întâmplă cu o farfurie de unică folosință după ce este folosită? Pur și simplu, este aruncată la tomberon. Dar voi trebuie să trăiți nu ca să fiți aruncați la tomberon, ci ca să produceți roade în cer. Acesta trebuie să fie scopul vieții voastre. Să produceți roade în cer. Nimic mai mult. Și veți reuși să faceți acest lucru întocmai când vă veți decide ca zi de zi să vă dezbrăcați de păcate. Să vă îmbrăcați cu haine de la FD și să îl mărturisiți pe Iisus. Să produceți roade în cer. Dragi credincioși și iubiți tineri, după 2 luni de la fotografierea acelui moment în care fetița muri în câmpul de Sudan, iar vulturul aștepta la 1 metru distanță ultima respirație a fetiței, fotograful Kevin Carter s-a sinucis. Astăzi, dacă vă priviți fotografia vieții voastre, voi ce veți face? În niciun caz nu vă îndemn să vă sinucideți. Este mai rău. Ci să aveți curajul să începeți să trăiți o viață care să producă roade în cer. Cum veți reuși să faceți acest lucru? Dezbrăcați-vă de păcatele care distrug relațiile dintre voi, îmbrăcați-vă cu haine de la FD, adică faceți diferența și puneți pasiune pentru Iisus Hristos. Amin. Împreună ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.
cea de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților. Fraților, să-L lăudăm împreună pe Dumnezeu, Stăpânul vieții și Tatăl nostru al tuturor, și să-L rugăm prin Fiul Său Iisus Hristos să-I binecuvânteze cu darurile sale pe tinerii din lumea întreagă, inspirându-le prin Duhul Sfânt o angajare generoasă, senină și conștientă în slujirea binelui prin trăirea credinței. Pentru Părintele nostru, Papa Francisc, episcopii noștri Petru și Aurel, întregul cler și întreaga biserică, ajută-i, Doamne, să fie mereu aproape de tineri, pentru a-i sprijini și pentru a-i învăța. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tinerii din întreaga lume, ei sunt sarea care dă gust și lumina care luminează, iar după cum nicio lumină nu se ascunde sub obroc, tot așa și ei, să nu se teamă de a fi lumină și sare pentru cei din jur. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tinerii care depun astăzi adeziunea Asociației Studenților Catolici din Iași, sau o reînnoiază, să fie statornici, consecvenți și perseverenți în promisiunea lor. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru părinții noștri care ne oferă iubirea și sprijinul lor, oriunde, oricând și necondiționat, bunul Dumnezeu să le ușureze truda și să le umple viața de haruri trupești și sufletești. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru conducătorii noștri politici, ca în alegerile și acțiunile lor să țină cont de legea morală și astfel să asigure un mediu favorabil dezvoltării armonioase a tinerilor, în cetățeni autentici ai societății. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru răposații noștri, care se odihnesc în așteptarea învierii, pentru ca Domnul să le ierte orice au greșit din slăbiciune omenească și să-i primească în rândul aleșilor săi. Te rugăm, ascult. Așezăm pe altar și intențiile noastre personale. Dumnezeule, Tatăl nostru din ceruri, primește cu bunăvoință rugăciunile pe care le îndreptăm către providența Ta pentru tinerii din lumea întreagă. Călăuzește-i cu lumina Ta în căutarea adevărului și ferește-i de orice piedică în drumul spre Tine, ca să poată sluji cu iubire și bucurie Ție și fraților lor, prin Hristos Domnul nostru. Amen.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor Tăi să ne dobândească harul de a Te sluji cu credință și să ne călăuzească la veșnicia fericită prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii Te laudă într-un singur glas, cântând fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorul Tău, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt. Amin. Toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Dumnezeu.
dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi numai un cuvânt și se va tocmai suflet. Thank you.
să ne rugăm. Împărtășindu-ne, Doamne, cu darul Sfintelor Taine, te rugăm cu umilință ca jertfa pe care Fiul Tău ne-a poruncit să o aducem în amintirea Lui, să mărească în inimile noastre iubirea prin Hristos Domnul nostru. La sfârșitul acestei sfinte liturghii, cei 40 de tineri care vor depune adeziunea ascii vor primi ca semn distinctiv această cravată, care nu este doar un simbol material și fizic, ci vrea să însemneze adeziunea spirituală, dragi tineri, a fiecăruia dintre voi la Hristos. Scopul fundamental al asociației îl cunoaștem cu toții, și anume răspândirea Evangheliei în mediul universitar. Fiecare dintre voi care veți primi această cravată și care veți face și rugăciunea de adeziune, va fi conștient că de-a lungul acestui an academic va avea nobila îndatorire de a-L predica pe Hristos, înainte de toate, prin propriile fapte, prin comportament, dar și prin rugăciunea interioară. Așadar, vă invit să faceți această rugăciune de adeziune. Astăzi ne exprimăm disponibilitatea de a ne implica în activitățile Asociației Studenților Catolici din Iași, în mediile universitare și în ambientele tinerești, de a trăi și de a mărturisi în mod conștient credința, de a trăi și de a face cunoscute valorile morale creștine ale vieții umane și ale familiei, de a trăi cu responsabilitate fiecare zi, fiecare clipă, ca dar divin, la studiu, la muncă, în momentele de destindere. De aceea, Doamne, Îți încredințăm toate proiectele noastre pentru ca ele să fie conforme cu voința Ta, să fie impregnate de iubirea Ta, iar noi să rămânem mereu deschiși, astfel încât inima Ta să vorbească inimilor noastre. Amin.
propun să-i aplaudăm pe acești tineri. Vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Marța viitoare, 15 noiembrie, la ora 19, în aula Fericitul Anton Durcovici, va avea loc a doua întâlnire comunitară lunară din seria dedicată rolului și importanței Sfintei Scripturi în viața noastră. Întâlnirea va fi coordonată de Părintele Profesor Iosif Antili și va avea ca temă să citim Biblia. Dar cum să procedăm? Un ghid al dificultăților cu care se confruntă cititorii Sfintei Scripturi. Vă reamintim că sunteți invitați și puteți participa cu toții, adolescenți, tineri și persoane mai în vârstă. Duminica viitoare este Solemnitatea Hristos, Regele Universului, ca în fiecare an vom organiza 4 ore de adorație pentru a-i mulțumi Bunului Dumnezeu pentru toate harurile și binecuvântările primite de El în anul bisericesc care se încheie. Programul ca în fiecare an este următorul. De la 12 la 1, toți credincioșii care rămân după Sfânta Liturghie de la ora 11. De la 1 la 2, persoanele consacrate. De la 2 la 3, seminariștii. Iar de la 3 la 4, aici ne privește în special pe noi tinerii, va fi adorația tinerilor. Vă reamintesc că este adorația cea mai solemnă din timpul anului și se face această oră de adorație în toate bisericile din întreaga lume. De aceea vă invităm la această oră, înainte de liturghia tinerilor, pentru a-L adora pe Mântuitorul. Tot duminica viitoare, colecta care se va face va fi pentru seminar. Vă reamintim că astăzi, la ora 19, Centrul Diecezan Caritas Iași organizează aici, în curtea catedralei, campania 1.000.000 de stele. Și se pare că anul ăsta va fi și 1.000.000 de fulgi, pentru că a început să ningă afară. Tot în legătură cu acest eveniment, un grup de voluntari și angajați de la Caritas vă așteaptă acum la ieșirea din catedrală pentru a cumpăra unele produse confecționate de ei, iar banii adunați vor fi direcționați către copii, tineri și familii aflate în dificultate. Încă o dată, felicitări acestui grup pentru adeziunea depusă, pentru angajamentul pe care l-au de a fi mai aproape de Mântuitorul, de biserică și de valorile pe care le propune Sfânta Biserică aici în cetatea noastră și în lumea întreagă. Tuturor vă dorim o duminică binecuvântată de Domnul. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.